condus de torționari, statul paralel interzice dreptul la viață până și copiilor României. În această seară o veți cunoaște pe Maria, o fată care la vârsta de doar 4 ani a fost trimisă în judecată pentru greșelile tatălui ei. Tânăra este grav bolnavă, iar magistrații nu au ținut cont în deciziile lor de faptul că poate muri în orice clipă. Astăzi, de la ora 20:50, Alexandra Păcuraru vă prezintă drama de neînchipuit și bătălia unui copil nevinovat care refuză să se predea în fața nedreptății. Lupta pentru România suverană este abia la început. Astăzi, de la ora 20:50, cu Alexandra Păcuraru.